primar, cum gestionați la nivel de comună Păulești problema apariției urșilor? Da, într-adevăr, de aproape o lună de zile a luat o amploare mare lucrul acesta și am venit cu atenționare către cetățenii care sunt în zonele de pădure, în apropierea pădurii, să știe că e posibil să apară acest urs. Avem câteva incidente cu o stână de oi undeva pe malul Păuleștiului și un incident undeva la Găgeni, în Cantacuzinos, sus acolo în pădure, tot în pădure, unde stă un proprietar și care are animale. Într-una din seri zice că i-ar fi atacat animalele, seara următoare i-a dat momeală, iar a venit și a luat și a mâncat ce i-a pus acolo și după urma la lucrurilor acestea am considerat că trebuie să întrunesc comisia și celula care trebuie să se ocupe de lucrul acesta, formată din un reprezentant, primarul și viceprimarul, un reprezentant de la jandarmerie, un reprezentant de la Ocolul Silvic, un reprezentant de la paznicul de vânătoare care trebuie să vină și cei doi doctori veterinari care se ocupă într-adevăr de lucrurile acestea. Concret, ce măsură s-a luat? Concret, am vrut să am informația corectă, să știm ce avem de făcut. La momentul de față, mi se spune că dacă apare, trebuie să anunțăm prin 112 ca să ne durăm toată comisia și să luăm o decizie la fața locului. Asta spune legea, asta vom face. Mai mult de atât nu am ce să vă declar, pentru că ce decizie vom lua la vremea respectivă, în momentul în care vom avea algun astfel de incident, nu știu să vă spun, dar vom lua o decizie corectă și concretă față de toți cei care trebuie să răspundă de lucrul acesta. Mai nou zice că primarul ar trebui să fie ultimul cuvânt care trebuie să-l spună. Ați lipit prin comună afișe prin care atenționați populația cu privire la existența? Am lipit mai mult în zonele unde ne învecinăm cu pădurea și în apropierea pădurii, la circa 500 de metri, 700 de metri, la un kilometru distanță și nu am lipit în toată comuna ca să speriem oamenii. Cei ce se duc în zonele aproape de pădure trebuie să știe că a apărut și acest urs care... Un fenomen după... de altfel cu care nu v-ați mai confruntat aici în Păulești, spre deosebire de alte localități din Păulești. Niciodată. Și dacă mă întrebați ca o părere personală, vă pot spune că în urma peste ăștia porcine cu porci ăștia mistreți, probabil că urșii ăștia au coborât după hoiturile care au rămas în urma porcilor mistreți și cum își caută fiecare urs teritoriul că nu mai are loc lângă frățiorul lui sau lângă cumnatul lui, normal că au coborât din partea Coțofeneștiului, din partea Vârbiloului, din partea asta noastră în jos. Există numai pe ruta asta putea să ajungă către Păulești. Există în momentul de față panică în oamenilor? Nu este o panică foarte, foarte mare. Mai întreabă cetățenii ce măsuri să luăm, ce putem să facem. Eu i-am informat să anunțe imediat la 112 să și pozeze sau să filmeze din casă sau din curte, fără să iasă să se apropie de urs, că nu este normal, nu este firesc, din dorința de a face un filmuleț sau ceva, nu recomand nimănui. Decât dacă din casă, din curte, îl vede și poate să-l filmeze, ca să putem să arătăm autorităților și tuturor oamenilor că chiar într-adevăr este un real pericol, ajungând în dreptul imobililor sau ajungând aproape de proprietățile oamenilor. Am văzut din imagini că la fermă, stâna respectivă, au fost ucise animale. Da, acea locuință este undeva în pădure, pe ambele laturi ale proprietății are pădure, și probabil că acolo este și mai mult confort pentru urs și probabil de aia s-a și găsit să rămână în zona respectivă, găsind acele oi, le-au sfâșiat și proprietarul ne-a spus clar că el împrejmuiește că o să aibă grijă să-și pună animalele la adăpost. O să vedem ceea ce se întâmplă, să dea Dumnezeu și îi mulțumesc Dumnezeu să nu cumva să avem vreo viață omenească pusă în pericol. Asta va fi cel mai dezavantajos pentru toată lumea. Să nu fim puși în pericol ca vieți omenești. Că deci, animalele vom vedea ce îmi face. De ce considerați dumneavoastră că fenomenul ăsta în ultima perioadă a luat amploare? Pentru că cred că la, nu știu, 2-3 zile apare cât un mesaj la alert sau apare câte o situație în Prahova în care este înregistrată prezența urșilor. Noi trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că atâta timp cât el a coborât din munte la vale datorită
pot să spun, naturii și datorită fenomenelor naturale, pentru că din cele 3-4 anotimpuri care avem, deja mai avem 3. Zăpadă nu prea mai avem, friguri la 20 de grade, la minus 20 de grade nu prea mai avem, ca să poată să bage în bârloc pe o carpe timp de iarnă, și atunci el trebuie să nu mai iberneze, bănuiesc că nu mai ibernează, și atunci coboară după hrană, că nu are ce să facă.